mai iubirea vindecă. Numai iubirea eliberează. Numai iubirea ascultă. Dumnezeu este iubire. În iubire nu este frică, împotrivă. Iubirea desăvârșită aruncă frică. Nimeni nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Doamne, vreau să te întâlnesc în rugăciune. Vreau să revărsc inima mea și să așez rănile vieții mele înaintea ta. Aș vrea să mă prezint în fața ta, Doamne, cu o inimă smerită și supusă. Dar inima mea nu este așa. De aceea, te rog, schimbă inima, transformă, eliberează, vindecă, fă-o blândă, smerită și plină de iubire, asemenea în inima ta.
Suntem aici în fața, în fața crucii tale și ne dăm seama că și tu ai suferit toate rănile pe care le-am descoperit în viața noastră. Tu ai fost părăsit de prietenii tăi, apostoli. După rugăciunea ta îndurerată din Getsemani, toată lumea a fugit și nu era nimeni lângă tine ca să te ajute. Nici cei mulți care te ascultau, care fuseseră vindecați, care te întâlnau în bucurie, de fiecare dată de vinerea ani, nu mai erau acolo. A fost respins de propriul tău popor. I-ai urmat pe cărturari și pe farisei. Abia așteptau să te moare și toată lumea a strigat. Atunci pe ei. Într-un mod crud, ai fost umilit, jignit, majocorit, torturat ca un criminal și la sfârșit ai fost răstignit. Pentru Dumnezeu, răstignirea însemna cel mai mare respect. Ai fost prădat și vândut de unul dintre discipolii tăi. Ai suferit îndepărtăți în fel și chip. Tu, singurul, care nu a greșit niciodată, ai fost acuzat și judecat fără apărare și fără dreptate. Noi știm că ai trecut prin toate acestea din dragoste pentru noi. Ai pus să împărtășești orice durerea noastră, să o simți în inima ta. Ai luat asupra ta tot răul din durerile trupului și durerile sufletului. Și nu ai vrut să pleci de nimic. Pentru ca niciunul dintre noi să nu mai fie vreodată singură durerea lui. Și pentru tine, pătimirea era prea mea. Tot acel rău te-a dobărât la pământ, te-a condus până la moarte. Dar Dumnezeul nu a condus nici. Moartea nu a înghițit viața. Ai luptat și pentru mine. Și ai iubit. Vă-ți mulțumesc, Iisus. Thank you.
Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că sunt tânăr și umil cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și să o aibă liberșug. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins.
toate rănile, durerile, suferințele mele știute, uitate și reprimate. Vindecă-le tu, Doamne, iubitorule de oameni. Thank you.
misterie ta milostivă și nemărginită, pentru a primi viața nouă și a o transmite și celor care ne-au făcut rău. În fața ta, de binecuvântesc pe toți oamenii din viața mea, mai cu seamă pe cei care m-au rănit. Îi binecuvântesc, te rog, binecuvântează și tu, iar acum binecuvântează-mă pe mine și prin crucea ta sfântă, eliberează-mă de teamă, de răzbunare, de resentimente, de dorința de îndreptățire și de tot ceea ce tu însuți vrei să mă eliberezi. Iar prin rănirea neglorioase, vindecă toate rănile sufletului și a inimii mele și inundă-mi lumina ta. Așa te rog și pentru aceasta îți mulțumesc și te iubesc prin Hristos Iisus, Domnul meu. Tată Ceresc, te binecuvântez și îți mulțumesc pentru ziua botezului meu, ziua în care am fost prezentat în casa ta. Îți mulțumesc pentru că pe cap să încerc să învegheze neîncercat asupra mea și să mă anume pe creierul Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru a care ai Te binecuvântez, Doamne, pentru momentul în care te-ai gândit pentru prima dată la mine, că m-ai iubit atât de mult, m-ai prețuit și m-ai binecuvântat în acel moment, când încă nu existam. Îți
Îți mulțumesc pentru că mă inspiri să rădătești răsărbanul, pentru că îmi deschizi inima să vedeți pe ce e rămin și pe rămin. Îți mulțumesc pentru darul minunat al vieții mele, exact așa cum este ea. O îmbrățișez ca pe un dar prețios de la tine. Îți mulțumesc, Doamne, m-ai făcut o făptură atât de minunată, m-ai țesut în chip tainic și în sânul mamei mele și m-ai chemat la viață. Îți mulțumesc pentru că mă ridici atunci când cad și mă iei în brațele tale iubitoare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ești cu mine în toate momentele vieții mele și îmi dai harul de a crede mereu mai mult în tine și în via ta. Mulțumesc pentru că îmi oferi pacea ta și faci că toate să conlucreze spre binele meu. Îți mulțumesc pentru că îmi decizi, îmi deschizi inima și mă eliberezi de orice rău, astfel încât tu să fii cel care trăiește în mine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că îmi dăruiești iubire, putere și o minte sănătoasă. Îți mulțumesc pentru că mă ajuți să înțeleg dorințele inimii mele și să le primesc prin mai mare mândria ta și mântuirea sufletului meu. Îți mulțumesc pentru planul tău cu viața mea, pentru că m-ai trăzut cum o să mă urmăreți. Tată milostiv, îți mulțumesc pentru cele mai mari daruri, pentru Fiul tău, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, și pentru Duhul Sfânt, dulcele oaspete a vieții mele. Ție, care ai murit pe cruce pentru noi, îți mulțumesc pentru că mă săvârșești viața prin iubirea ta. Îți mulțumesc pentru că am deschis buzele să proclam iubirea ta celor care nu te cunosc și pentru că am deschis brațele să-i îmbrățișez și pe cei care au nevoie de mine. Tată Ceresc, te binecuvântez și îți mulțumesc pentru ziua nașterii mele, pentru brațele care m-au îmbrățișat, de care m-au privit după la băieții. Să vă mulțumesc.
mulțumim Domnului pentru acest moment de rugăciune. Îi mulțumim pentru rănile noastre, pentru cei care ne-au rănit. Ne rugăm pentru cei dragi ai noștri și mulțumim pentru toate darurile sale. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește pe cel rău. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău, să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Amin. Rugăciunea s-a încheiat. Mergem în pace. Mulțumim Lui Dumnezeu!